Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre hârtia. Face parte din categoria materialelor clasice pentru ambalat. Pentru obținerea ei se folosesc diferite materii prime ca celuloză, sulfit și sulfat, neînălbită sau albită, pastă brună sau albă de lemn, pastă de muculatură. Ținându-se seama de principale caracteristici precum și de destinația, hârtiile pot fi clasificate în hârtii inferioare, hârtii obișnuite de ambalaj, hârtie sulfit, hârtii superioare. Importanța deosebită prezintă hârtiile superioare ca hârtie rezistentă, hârtie pentru saș, hârtie mătase, pergaminată și hârtie imitație pergament, parafinată, bituminată și așa mai departe. Tot în categoria hârtiilor superioare se includ și hârtii nobilate care în ultimul timp au căpătat o largă răspândire, fiind utilizate în special în tehnica ambalării produselor alimentare. Ele asigură o protecție mai bună a produsului, mai ales împotriva umidității datorită elementelor de impregnare a hârtiei. Ceruri microcristaline au adăugiri de polietilenă. Din datele prezentate se observă că masa hârtiilor diferă în funcție de faptul că dacă au fost sau nu tratate. Ea are o valoare mai mare la hârtia rezistentă, parafinată, bituminată. Pentru hârtia destinată confecționării sacilor, ca și pentru hârtia bituminată, se delimitează ca o caracteristică importantă sarcina de rupere, deoarece ambalajele obținute din aceste materiale sunt supuse solicitărilor mecanice. Permeabilitatea la apă, gradul de impermeabilitate la grăsime interesează și ca atare se normează la hârtiile care se folosesc în industria alimentară, mai ales hârtie pergaminată, imitație pergament. Indiferent de felul lor, hârtiilor, într-un ambalaj li se cere să îndeplinească anumite condiții de calitate, astfel trebuie să prezinte o structură uniformă, fără rizuri sau onorări, vizibile prin transparență, cazul hârtiei pergaminate, imitație pergament, hârtie mătase, să aibă suprafața netă de lipsită de defecte ca încrezituri, rupturi, pete de diferite proveniențe. Pe suprafața hârtiei se admite un anumit grad de impurificare, 60-400 de impurități cu dimensiunea de 0,5-3 mm metru pătrat, cifra variind în funcție de felul hârtiei. Culoarea hârtiei este cea natur, alb-gălbuie, brună deschisă, dacă dată de materialul fibros din care s-a obținut sau de diverse alte culori, hârtie rezistentă mătase. Hârtiile se întrebuințează la împachetat, la confecționarea pungilor, sacilor, plicurilor, precum și la obținerea altor tipuri de ambalaje. Cu stimă și respect față de persoanele care mă urmăresc videoclipul, sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!